Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi am gândit să fac un video, mi-a restat un pic de timp, la iepuri. Am băgat în această boxă pe rușii să stea afară și noaptea. Dacă îi lăsam noaptea afară, era posibilitatea să vină pisicile să-i omoare, să deschidă ușa. Le-am pus apă la iepurași. Le dau cam de 3 ori pe zi, le aduc eu bolus, în fine ei să bea. Dacă le las bolul aici, vine mama lor și îl vars. Trage cu el cu dinții și îl duce până toată coteața. M-am gândit să-l prind ori de podea, ori de ușă. Iepurași ceilalți mănâncă. Le-am băgat fân. Dacă vreți să dați la gen iepurași de ăștia micuți, morcov, de cât de gust să le dați, sau nu le dați mult, sau măr. Am să le dau și mai încolo un pic, acum l-am scos de frigider și l-am lăsat să se mai se încălzească. Dacă țineți morcovul sau merele frigider, să nu-l luați din frigider și să-l dați direct, nu prea este bun. Acesta galben bea multă apă și aseară a băut multă, asta cred că vreun sfert de oră după el. Da, v-am zis o să-l prind adăpătoarea de podea și nu o să mai fie probleme. Mănâncă toți, uitați, vine maică să dea apa jos, de-aia stau aici, să nu mai o verse. N-ar fi o problemă că vars apa pe jos și asta e problema, că o să stai în apă și să îmbolnăvesc. Și este păcat de ei. Da. Am să revin când o să le dau măr. Da, revenind când le dau măr. Bun, prieteni, am revenit. Avem aici merele. Să le dăm să vedem dacă mănâncă. Nu le-am dat niciodată până acum. Am spus să nu dați foarte multe mere la iepuri. E proaie ca o avată. Să căutăm unul mai micuț pentru ei. Punem aici în jumate. Vedem se duce. Mai punem și pe asta să fie. Să vedem mănâncă. Nu prea știe ce e că nu le-am dat. A început asta să mănânce, văd. Și asta s-a dus. Da. Cum am zis, să nu le dați foarte multe mere. Deci și pe ăștia și ăștia să mănânce. Le-am și la ceilalți. Trei bucăți. Asta e mare. Pune și la celălalt. Mănâncă și el imediat. Stați așa. Așa la masă, o gustărică așa mică, să zicem. Băgăm și la iepuri, mă le dăm unul. Să aibă. Asta, să le dăm. Nu foarte mult, să nu se strice la burtă. După cum se vede, mănâncă toți. Se băgăm și pe ceilalți la masă. Pus și pe el acolo. Aceștia mănâncă aici. Până data viitoare, vă salut!